că vrem să știm ce ne rezervă viitorul, ar fi, cred, o idee bună să consultăm și ce spun astrologii. Vă spuneam la începutul acestei emisiuni că astăzi vorbim și încercăm să înțelegem cum funcționează karma, un cuvânt pe care l-am auzit de atâtea ori și care este bine să înțelegem ce înseamnă de fapt. Discutăm despre toate cu Tania Toho, astrolog. Tania, te salut încă o dată. Bună seara! Hai să luăm cu începutul. Așa. Și să ne lămurim. Ce este karma, de fapt? Mă gândeam că e un subiect atât de vast și cât stăteam în camera de oaspeți, da, mă gândeam cum să încep ca să fie mai aproape de noi. Pentru că karma e un cuvânt din sanscrită, dar și sună așa mai ciudat pentru mulți. Nu înțelege esența, de fapt. Și atunci mi-am adus aminte de un proverb românesc care sună așa. Trei lucruri nu știe omul: când se naște, da, când îi este somn și când va muri. Și atunci m-a dus acest proverb la faptul că noi avem o karmă care nu o putem schimba. Ce nu putem noi schimba? Nu putem schimba timpul sau nu putem alege timpul când să ne naștem, țara, nu ne putem alege părinții, culoarea ochilor, spre exemplu, mersul, vocea. Deci noi am venit așa cu un bagaj în care avem multă substanță informativă, da? Și când vorbim despre karmă, în primul rând, trebuie să ne ducă la gândul, la conceptul de memorie, pentru că acolo se magazinează toată informația care o avem noi, începând cu, hai să zic eu, lanțul ăsta ereditar, da? Și terminând cu noi, ziua de azi, ce facem noi azi. Și de obicei auzim că karma bună sau de karma rea, pe când este total greșit. Karma e așa cum este ea, nu este nici bună, nici rea, doar noi primim recompense și dacă tu o privești ca pe o recompensă, atunci îți trăiești situația conștient și știi cum să ieși. Adică ți-e mai ușor când gândești la rece să vezi ce poți să faci din asta. Spre exemplu, dacă ai ieșit dintr-o relație sau, nu știu, ai divorțat, să zicem. Dacă tu nu ai dumecat bine, nu ai înțeles bine ce s-a întâmplat, dacă nu ai mestecat, da? Nu ai procesat bine informațiile sau de ce s-a ieșit, de ce s-a ajuns la asta, ce fac eu mai departe, atunci tu riști să învârți aceeași roată. Despre asta au și moldovenii, noi vorbim de roata vieții, da? Întâlnim în folclorul moldovenesc, învârți aceeași roată și dai iar peste același scenariu, doar cu un decor diferit, cu alte culori, spre exemplu, poate cu un alt actor, da? Dar e același scenariu, de fapt. Și atunci când te pălește, cum noi zicem, Dumnezeu, te pălește mai tare, pentru că tu nu ai înțeles bine ce s-a întâmplat, adică nu ai trecut prin anumite etape de evoluție a sufletului tău și nu ai înțeles că ajungi acolo, trebuie să treci anumite praguri. Și noi, este o maximă, că noi putem să vedem de sus. Când suntem sus, atunci putem să ne înțelegem soarta și putem să vedem mai lesne. Și când ni se întâmplă rău, ceva rău, da? Da. Noi dăm totul la spatele karmei. Că e ghinion, că uite, e karma, da, că nu mi-o mers și ce fac mai departe. Dar când e de bine, noi ne lăudăm pe noi. Da, sau dăm, nu știu, spunem că e succes, e meritul meu. Da, eu și e noroc, uite că are noroc. Dar de fapt în spatele norocului poate să stea mult nenoroc și în spatele unei karme bune e acea evoluție a neamului tău, e acel suport genetic. Și când vorbim de karma, ne ducem spre memoria karmică și aici este și memoria evolutivă și ce au făcut strămoșii noștri, ce a făcut mama și tata, își lasă amprenta și în soarta noastră. Și acum e în vogă să te duci cu anumite, nu știu, sechele sufletești care le ai și să le spui psihologului, de exemplu, da? Ca să-ți rezolve cumva problemele. De fapt, psihologul nu face nimic sau astrologul decât se uită din alt unghi, de la colț, și vede ce este acolo. Și mulți mă întreabă dacă putem să ne schimbăm noi codul genetic sau dacă putem să influențăm cumva karma. Sunt momente în viață când influența karmei este cu mult mai mare decât, nu știu, în alți ani, da? Și atunci, spre exemplu, ani karmici sunt 24,
42, 48, 36, 66 și dacă ne ducem un pic spre istoria noastră și vedem ce s-a întâmplat la 24 da, de ani. Asta m-a început deja să mă gândesc la 24. Dar ce a fost atunci? Ce am învățat? Cu ce am ieșit eu de acolo? Dacă am înțeles, nu știu, gramatical situațiile de atunci. Și mulți mă întreabă dacă putem schimba. Da, să presupunem că la 30 de ani ți-ai dat, cum zicem noi, da, ți-ai dat să ai un accident, da? O să-l ai. Cu siguranță, spre exemplu. Dar ce ai făcut tu până la 30 de ani? Ce ai făcut ieri? Ce ai făcut 5 ani în urmă? Contează foarte mult. Poți să te alegi cu o sperietură sau cu un picior fracturat sau cu ceva mai grav. Da, sau cu ceva mai grav. Deci noi suntem, e în vogă spus asta, noi suntem creatorul realității proprii. Pardon. Și vorbim despre da, karma. Ia, apropo, că se cercelă fix în momentul. Deci noi suntem creatorii proprii realități și anume a sorții. Noi putem interveni în soarta noastră. Nu putem să schimbăm anumite etape, da? Dar putem să intervenim cumva. Și atunci are o spusă blaga foarte bună, că noi, Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este un om în cer, ci înseamnă că noi, omul, este un Dumnezeu pe pământ. Și asta e foarte frumos, pentru că tu poți să-ți alegi ce umplutură dai tu vasului, spre exemplu, da? Pentru că mirosul nu e de la vas, e de la ceea ce e înăuntru lui. Și cum trăiești tu o situație, un necaz, o frustrare? Adică ce emoții alegi tu? Spre ce ți îndrepți tu atenția, privirea, da? Asta contează foarte mult. De ce? Pentru că de aici tu vibrezi într-un fel. Tu emani bunătate, spre exemplu, dacă ai înțeles ce se întâmplă cu tine și, nu știu, ești mai smerit, mai evlavios. Iai o pauză, îi dai timpului timp. Și procesezi bine ceea ce s-a întâmplat. Și asta nu te macină, da? Dar din potrivă te face mai imun la anumite greșeli, să zicem, sau la anumite momente mai dificile în viață. Și într-o zi poate întâlnești, de exemplu, ești dintr-o etapă, dintr-o relație care a durut foarte mult și dacă îți cauți de treaba ta, ai grijă, da, ții cont de cele 12 legi karmice, care e un alt subiect foarte mare, că nu poți să răsădești, spre exemplu, căpșunele și să iasă gogonele, tot căpșuni va ieși. Și ai grijă de ceea ce faci tu, cum te manifesti tu, ce oferi tu lumii, spre exemplu. Nu oferi dragoste doar la cei de acasă, dar zâmbești și pe stradă și ești un om manierat, ești empatic. Și atunci, într-o zi, îți găsești, vine în calea ta un bărbat care are un alt scenariu frumos, o poveste de dragoste. Adică poți să schimbi, să zicem că drumul e unul, dar cărări sunt multe. Deci noi de fiecare dată avem minim două opțiuni. Două variante, da. Tania, dar mă gândeam acum la, spuneai mai devreme cât de important este ca noi să, atunci când ni se întâmplă ceva mai puțin plăcut, să știm să procesăm ceea ce ni s-a întâmplat. Așa. Să nu reprimăm, să nu băgăm acolo într-un colț al minții noastre ce ni s-a întâmplat urât și să ne prefacem că nu s-a întâmplat. Dar e greu să faci asta, pentru că uneori cu cât mai mult stai și analizezi și încerci să înțelegi de ce mi s-a întâmplat asta? Dar ce trebuie eu să înțeleg din asta? Deci cu atât e mai complicat. Cum facem? Emoțiile trebuie trăite până la sfârșit. Deci sau o frustrare. Tu trebuie să înțelegi de ce mi s-a întâmplat. Și aici e povestea că noi suntem obișnuiți să dăm vina pe cineva, să dăm în spatele, nu știu, să aruncăm gunoiul, să zicem, în unghiere. În obrada, da? Și nu ne uităm de cioturile de sub patul nostru. Dacă tu, prin asta noi diferim de ființele vii, alte ființe vii, pentru că toți avem aceeași evoluție. Noi ne naștem, evoluăm, ne ofilim și trecem în altă dimensiune. Da, dar spre deosebire de alte ființe vii, noi avem rațiune și noi putem conștientiza, deci noi putem să o facem conștient. Eu sufer conștient. Deci eu mi-aleg o săptămână, plâng în pernă, nu știu, bat cu pumnii în perete, dar fac ceva până când eu conștientizez că soarta mea este totuși în mâinile mele. Eu îmi creez realitatea mea. Dacă nu îmi place aici, sunt două căi. Alegi suferința sau bucuria. Doar două opțiuni poate
poate căile vieții, dar poate să ducă doar spre astea două emoții, da, două sentimente și tu le alegi. Ce preferi tu? Să mă bucur de viață sau să sufăr? Și atunci noi suntem obișnuiți că dacă e ceva rău sau am făcut ceva rău, când vom fi pedepsiți? Și gândul ăsta stă pitit în creier. Și când vin situații proaste, noi zicem, aha, iată, karma, uite ce mi s-a întâmplat. Când de fapt karma nu e nimic decât ceea cum acționezi tu. Și karma nu e destin, pentru că noi ne putem influența destinul, dar ce e scris acolo sau ce bagaj cu care am venit noi, noi putem să ne uităm la el, putem să-l mângâim, să-l pupăm în frunte, oricum, rămâne la fel. Dar tu poți să schimbi, da, să presupunem că tu ai, nu știu, ești mai tare în gură sau nu poți tăcea. Sunt oameni care mint și zice, ce să fac? Uite, eu nu pot să tac, eu mă pun în gură cu toată lumea, eu mă cert. Și atunci îi întreb, de ce profesie tu ai? Dacă omul ăsta era un agent de vânzări, spre exemplu, sau un jurnalist, sau, un comentator, ceva la care cuvântul, da, o profesie unde cuvântul este temelia, este esență. Și atunci omul e atât de bun și am întâlnit un om care s-a făcut agent în vânzări și pur și simplu a uluit toată lumea. Da. Dar turuia într-una, bărbatul ăla, da. Tania, dar ce le spui celor care vin la tine și zic că dar eu sunt un om bun, eu fac totul corect, eu nu mint, eu sunt un om bun, de ce mie mi se întâmplă lucruri mai puțin bune? Ok. Uite aici cu bunătatea cum e. Noi suntem buni pentru că așteptăm ca oamenii toți să fie buni cu noi? Sau noi suntem buni pentru că nu poate o bucată de suflet să fie bun și bună și una rea. Sufletul e doar bun și acolo există numai iubire. Și dacă tu te consideri un om bun sau faci fapte bune, e pentru că... E instinctiv? Tu da, ești așa? Da. Sau tu o faci cu un scop. Uh-huh. Eu investesc în educația copiilor. De ce? Că mă aștept ca eu, când voi fi bătrân, să aibă ei grijă de mine. Sau eu vorbesc cu domnul în cauză, nu-l prea plac, dar e un om suspus și poate cândva, când eu voi avea nevoie, el mă va ajuta și de asta țin relația asta. Adică, care e scopul meu? Și nu trebuie să te întrebi atât, trebuie să fie un mod de viață. Tu trebuie să-ți manifeste dragostea prin tot ceea ce faci. Și nu o să mai fie scenariile astea care noi le înnodăm în cap. Noi ne credem buni de multe ori, dar nu e chiar așa. Pentru că să ne gândim la mama Tereza, care a făcut atâta bine în lume, dar a fost și hulită și, nu știu, de jurnaliști atacată, a avut probleme mari de sănătate, a avut un motoraș în loc de inimă, spre exemplu. De ce? S-a rugat femeia, a făcut atâta bine. De ce îi se întâmplă lucrurile astea? Nu înseamnă dacă tu de mâine îți pui în plan să ai o viață corectă, să faci practici spirituale, nu să se mai întâmple nimic rău și o să stai pus la icoană sau să mergi de mână cu Dumnezeu. Nu! Tot se va întâmpla lucruri, dar le vei privi altfel, pentru că o faci conștient și o vei lua ca pe un dar, pentru că viața e dar și dar în viață sunt de toate. Tania, dar tu cum ai învățat să faci toate aceste lucruri? Și dacă îți reușește acum, iată acum, reușești să faci tot ceea ce spui, să fii conștientă de fiecare, să conștientizezi tot ceea ce ți se întâmplă, să știi că chiar dacă se întâmplă ceva rău, tu știi cum să gestionezi toate aceste situații? Nu tot, dar eu pot să-mi aleg din mai multe variante, să-mi aleg cea optimă pentru mine. Spre exemplu, nu de mult o doamnă s-a adresat cu o mama ei, era în spital și niciun medic nu i-a dat șansa că va trăi, cred că mă privește doamna, și zicea că să se pregătească de funerare, spre exemplu. Și eu i-am zis, sunt, câte ți-a spus, 10% din că mama ta va fi bine. De ce alegi să crezi în alea 90, nu în astea 10? Și i-a dat așa o mare forță că a plecat la spital, s-a făcut voluntar, a stat o lună de zile cu mama și mama a ieșit din spital și medicii au rămas uluiți. De ce? Dacă crezi în minuni, se întâmplă minuni. Dacă alegi din tot tumultul acela de informații, anume bucata aia care e optimă pentru tine, tu alegi ce gânduri să lași în capul tău. Zboară multe păsări, avea oșă, zboară multe păsări deasupra capului, tu nu poți să le oprești, dar alegi
Adică poți alege să-și facă ele cuib în capul tău, să le lași să-și facă sau nu. Exact așa e și cu gândul. Tu ți-alegi ce gânduri să rămână acolo. Pentru asta îți trebuie o putere destul de mare, așa. Tania, mulțumim tare, tare mult pentru informațiile astea. Chiar este un subiect interesant, destul de complex, așa, și vast, da. Vast și dificil, așa, poate, de înțeles, dar ne mai întâlnim și abia aștept să vedem ce subiecte putem să mai punem în discuție și săptămâna viitoare. Cu mare drag, mulțumesc! Mulțumim tare mult!